Bună, dragile mele! Iată-mă din nou pe YouTube și de data aceasta o să vă previn că o să tot auziți clink, 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 clink. Eu o să încerc să mă mișc cât mai puțin pentru că am lăsat camera încă pe focus automat. Nu am avut cine să mi-o seteze acum și încă nu am reușit să cumpăr microfon. Bine, este comandat, este pe drum, o să ajungă în curând și atunci o să pot filma singură fără să vă mai stresez cu acel zgomot de la focus automat. Filmulețul despre astăzi este așa un fel de, i-am zis eu, un haul de toamnă, un fel de amestecătură, de zacuscă sau de ghiveci, ce vă place mai mult. Așa, pur și simplu ca să vă mai țin la curent cu ce mai folosesc, cu ce am mai cumpărat, cu ce vă recomand și vouă. Și încep cu o chestie de la Melchior, genul acesta de paletă pe care cred că multe dintre voi îl aveți, mai ales cele care sunteți make-up artist, dar nu numai. Mi se pare cea mai practică chestie de a-ți face, de a-ți construi propria ta paletă. Cumperi de la Melchior aceste pastiluțe individuale de fard și apoi cumperi și o paletă de acest gen, deși eu știu că dacă comanzi, parcă minim 4 sau 6 primești o paletuță gratuită. O să vă las în căsuța de jos cu descrieri link-ul. Și în felul ăsta chiar îți faci o paletuța de care ai nevoie. Aici cred că voi vedeți niște culori pe care cam rar o să le vedeți la mine pe față, cum ar fi, nu știu, aceste nuanțe de albastru și așa, dar fetele pe care le mai machez eu uneori, eu îmi cer, îmi solicit acest gen de culori, așa că a fost foarte simplu, nu a trebuit să cumpăr o paletă specială pentru asta, am cumpărat niște pastiluțe în plus și a fost foarte ok. Ca să vă mai spun că am și un cod de reducere pe Melchior, vă-l las tot mai jos, cu acel cod o să aveți tot timpul transport gratuit și 10% reducere și la produsele care nu sunt în promoție. Deci, Melchior prima dată. Doi, rămân tot pe capitolul make-up. Să știți că am folosit foarte des în această perioadă acest spray de curățare de la Pupa. Și place foarte mult pentru că chiar curăță pensulele de fond de ten și știți că acolo e treaba și chinul cel mai mare când trebuie să cureți o pensulă de fond de ten. Și mi-a plăcut tare mult cum curăță și mai ales cum rămâne mirosul, că nu rămâne un miros de la artificial. Știți că mie îmi place să fac schimb, swap, beauty swap, by beauty barometer, cred că deja este cunoscut de către cei care mă urmăresc, firește. Și eu mai fac schimburi și în afara evenimentelor și acesta a fost unul dintre produsele pe care mi le doream foarte mult. Este un ser de ochi de la Benefiance, Nutri Perfect de la și Seido. Mi l-am dorit foarte mult și am făcut schimb cu cineva, nu mai știu ce am dat contra lui. Așa, îmi place că este cu o pompiță care duzează foarte bine și deja de când cam de câteva zile am început să-l folosesc, l-am folosit un pic și în perioada verii, dar mi se pare mult mai potrivit acum. Că suntem tot în zona ochilor, am primit și eu din partea celor de la Douglas, care au adus în exclusivitate brandul Talica, sau Talica, nu știu cum se spune corect. Este un ser care se folosește pentru regenerarea genelor. Las un pic să focalizeze. Hai, acum nu te mai super pe mine? Să focalizez. Pam, pam. Așa. Este un produs care ajută și genele să crească și am înțeles că în același timp ajută și la repigmentarea genelor atunci când nu aveți, să zic, genele foarte colorate, mai ales am înțeles că persoanele blonde. Are un capăt cu burețel care permite să aplici foarte ușor substanța la baza genelor și apoi cu asta periuța de tip rimel aplici și pe gene. Sunt deja la a doua zi de când folosesc acest produs și îmi place pentru că nu am simțit niciun efect neplăcut, așa cum am simțit din păcate la Bonilash, știți că v-am lăsat un alt film și articol, acela efectiv mi-a terminat ochii. Rămânem tot pe ochi și vă arăt o paletă care îmi place foarte, foarte mult și acum am folosit culori din ea. Este vorba de Down to Earth de la The Body Shop. O să fac și un articol cu ea. Acum sunt machiată
cu această nuanță și cu această nuanță și vedeți că efectul mie mi se pare destul de dramatic, bine, pentru mine care am multe nu mai deschis. Îmi place foarte mult cum este paleta așa foarte elegantă, foarte simplă și nuanțele. La fel, îmi plac, sunt foarte bine selectate, nu știu de ce, mi inspiră ca o paletă de la Laura Mercier, nu știu dacă asta vă este și vouă feeling-ul, dar eu când am desfăcut-o, hai să o parcă e Laura Mercier. Și la fel îmi place că pastilele sunt mari, ca la o paletă profesională, de obicei la paletele profesionale, suprafața pastilelor de fapt este mare ca să poți să preiei și asta este un lucru bun. Acum am observat că cred că se pot schimba astea. Nu vreau să o forțez acum, dar la cum arată pe spate, ar părea că da, se pot scoate. Se pot scoate de aici, deci la un moment dat probabil că vor apărea și refill la chestia asta, which is great. La capitolul cumpărături, cred că v-am arătat când am făcut cumpărături la Sephora Franța, mi-am cumpărat Chalimar Suflet de Parfum. Am văzut că pe la noi nu o să mai apară, o să vă las să schimb niște link-uri de pe niște site-uri unde puteți să-l cumpărați. Haideți să vă spun așa, dacă până acum n-ați suferit Chalimar și toată lumea spune că e greoi, că e parfum de babă, pe acesta chiar o să-l suportați, pentru că are are ceva note mult mai fresh, mai suportabile și în același timp mie mi se pare chiar un parfum mai actual, mai contemporan. Așa, tot la capitolul cumpărături, vreau să-mi iau foarte mult de la Dior, era un lac exact ca acesta, roz, pe care ți-l aplicai pe gene și dădea... pe unghii și dădea așa nuanța aia de unghie curată, sănătoasă. Ei, și-am găsit, să zic, replica, că tot suntem acum în epoca replicilor și a dupurilor, așa, am găsit un dup mult mai ok ca și preț, cel de la Sephora Beauty, Beautifier, care nu știu, cred că e 30 de lei dacă e, și e minunat, merge după același principiu, adică l-am încercat pe amândouă, pe cel de la Dior, m-am jucat cu el, de câte ori mă duc la Debenhams, la standul Dior, mă duc și mă mai fac o dată unghiile și este exact același efect, dar bineînțeles că la de la Dior e altă, așa că e mai plăcut, că e mai interesant, că arată mai bine, dar până la urmă și ăsta de la Sephora face același lucru. Că vorbim de chestii care mai fac aceleași lucruri, dacă nu vă permiteți în perioada asta sau în orice perioadă, an, nu-ți permiți un parfum, dar vrei un parfum nou și hai să fim serioși că oricărei femei îi place să ai un parfum nou, vă recomand să vă cumpărați aceste parfumuri deodorant de la Bottega Verde, eu mi-am luat Vanilia Nera, care sunt pur și simplu senzaționale, o să vă las link în descriere, sunt și persistente și... aromele sunt foarte, foarte intense. Imaginați-vă, na, vanilie neagră, ce poate să fie mai senzual de atât. Acesta cred că e până în 30 de lei. În fine, o să vă las link în descriere ca să găsiți acolo. Am și scris un articol despre Bottega Verde pe blogul meu. Așa, și la capitolul cumpărături de-astea utilitare, dar plăcute, este această cremă... Mănâncă nasul. Este această cremă pentru picioare de la Sabon, în format mic, ok, borcanel. De ce spun că e o cremă utilitară? Pentru că face treaba pe care, să zicem, am rezolvat-o dacă merge să ne facem pedicura în mod regulat la un spa sau la un salon. Hidratează foarte bine și miroase minunat și arată și foarte drăguț pe noptieră. Pentru că mie îmi plac cremele alea de picioare care și arată frumos. În general, cremele de picioare sunt ca un tub. Sunt tuburi. Asta e în borcăne, ceva așa mai drăguț, mai feminin. Pac! Cred că am terminat tot. Cam asta vreau să vă povestesc. Încă o dată, sorry că face bzz autofocusul, dar abia aștept să-mi sosească microfonul. Apropo, o să vă las și link de unde mi l-am cumpărat. Și când va sosi și microfonul, chiar o să fac și un filmuleț despre el, cum l-am cumpărat, dacă îmi folosește la ceva, că mă gândesc că mai sunt persoane printre voi care mă urmăriți și care aveți YouTube, și care vă loviți de această problemă, că aveți nevoie de un microfon care să vă preia foarte bine sunetul, astfel încât să acoperiți toate alte buzile care se mai aud împrejur. Bun, până data viitoare, să fiți sănătoase și, bineînțeles, foarte frumoase. La revedere!